Bună seara și bine v-am găsit la Jurnal Plus. Scene apocaliptice săptămâna trecută în județul Gorj. După două zile de ploaie puternice, râul Gilort a depășit cota de inundație și a ieșit din matcă, inundând orașul Novaci, exact ca acum 50 de ani. Autoritățile au decretat stare de alertă, iar sute de localnici au fost evacuați în condițiile în care au refuzat să-și părăsească locuințele. Probleme au fost și în Bengești, Ciocadia. Situațiile dramatice în care s-a aflat Gorjul i-au adus în județ pe premierul Victor Ponta și pe vicepremierul Liviu Dragnea pentru a evalua pagubele produse de inundații. Acum, după ce apele s-au retras, autoritățile locale caută soluții de ajutorare a familiilor greu încercate de natura dezlănțuită. Din acest motiv, l-am invitat la Jurnal Plus pe prefectul județului Gorj, Alin Văcaru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Da, Gorjul a trecut prin momente grele, așa cum spuneam la început. Au fost întocmite mai multe comitete pentru situații de urgență. Ultimul a fost chiar în această dimineață. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a stabilit? Da, așa este. Noi astăzi am avut o ședință în urma videoconferinței pe care am avut-o ieri cu domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea. Acolo dumnealui ne-a transmis că dacă avem nevoie de sprijin să-l cerem, pentru că ni se va acorda fără probleme. Astăzi am convocat Comitetul Județean în situații de urgență, al cărui președinte eu sunt, pentru a încerca să ajutăm comunele care au avut probleme în urma inundațiilor, inclusiv reprezentanții SGA Gorj, apele la regiunea Oltenia, cu motorină de la rezervele de stat. În urma Comitetului Județean s-au împărțit la mai multe primării, în urma cerințelor, dumnealor ne-au trimis nouă solicitare de câte tone de motorină au nevoie, iar noi în acest comitet am acordat aceste ajutoare, urmând ca în zilele următoare să primim de la rezervele de stat cantitatea aproximativ 40 și ceva de tone de motorină necesare pentru județul Gorj, în primul rând pentru a continua lucrările ce au început în Novaci, în Crasna, în Polovraj, acolo unde au fost cele mai mari inundații, dar totodată să ajutăm și primăriile care au fost afectate la mai puțin pentru a-și reface drumurile comunale, drumurile sătești și pentru a decolmata albiile râurilor să nu ne prindă nepregătiți în cazul unei eventuale inundații. În total, despre câte localități vorbim? Păi eu știu că noi am cerut la 20 de localități, dar această motorină se dă doar pentru utilajele pe care primăriile le-au în dotare și nu toate, și aici este o problemă și eu am tot discutat-o și în Comitetul Județean pentru situații de urgență și la primării când am fost. Sunt foarte puține primării care ar face față singure cu comitetele locale pe situații de urgențe atunci când au loc inundații. Sunt unele primării care, vă spun, din păcate, nu au decât câte o drujbă și câteva lopeți, care nu au ce să facă cu aceste primării. La polul opus se află primării gen Runcu, unde domnul primar Adi Câmpeanu ar putea interveni oricând și pentru altă comună cu utilajele pe care dumnealui le are în dotare. Sunt, nu știu exact să le inventariez, probabil undeva la 14-15 primării la care s-a acordat, plus 15 tone de motorină pentru serviciul de gospodărire a apelor, pentru că acolo este o lucrare mai amplă a refacerea digului drept de pe râul Gilort. La fel se lucrează și la Polovragi, unde sunt două echipe, o echipă este în Racovița, o altă echipă este în Rudărie, pentru decolmatarea râului Tăraia și refacerea digurilor de protecție ca apa să nu intre în grădinile și în casele oamenilor. Vorbeați despre 40 de tone de litri de motorină. Spuneți-mi, vă rog, va fi suficientă această cantitate? Deci noi le-am trimis ieri o solicitare, o adresă la primărie unde le-am informat că vom primi un ajutor de la rezervele de stat, iar dumnealor și-au făcut calculele și în urma solicitărilor le-am acordat atât când ne-au solicitat. Dumnealor știu cel mai bine ce utilaje au și cu care pot interveni. Că v-am spus, această motorină nu poate fi folosită decât cu utilajele pe care dumnealor le-au în dotare. Și atunci fiecare și-a făcut un calcul ce perioadă de timp au nevoie de aceste utilaje, cât consumă un utilaj pe oră, câte ore lucrează cu el pe zi și le-a dat o sumă care dumnealor ne-au solicitat-o și noi le-am aprobat-o astăzi în Comitetul Județean pentru situații de urgență. Da, un caz poate fi Comuna Crușeț, înțeleg că dumnealui primar a solicitat la prefectură motorină, însă nu primește utilaje, dar i-am promis și cu siguranță îl vom ajuta, la fel cum am făcut cu toți primarii. Vreau să vă spun că orice primar a apelat la instituția prefectului, în funcție de posibilități, unii, de exemplu, lasă celul. Domnul primar lasă celul, a înțeles situația și atunci când lucrările de la Crasna, care se vor termina
din câte am luit astăzi cu domnul primar, pentru că ține legătura în permanență cu primarii, mai ales cu cei din zona de nord care au avut inundații mai puternice. Atunci când se vor termina lucrările în Crazna, și mai exact probabil pe sâmbătă, acele utilaje se vor muta la Săcelu pentru a remedia și ravagiile pe care le-au făcut inundațiile și în comuna Săcelu. Sunt mai mici, dar noi nu trebuie să le lăsăm și să încercăm ca acolo unde consideră comitetele locale pentru situații de urgență că sunt vulnerabilități, că s-ar putea la o eventuală în eventual cod roșu sau cod portocaliu să spargă malul respectiv, noi să mergem să refacem acel dig și acea infrastructură la drumuri pentru ca oamenii să nu aibă de suferit. Care este localitatea care va primi cantitatea cea mai mare de motorină? Păi din solicitările dumnealor, cele mai mari cantități sunt la Polovragi, la Novaci, dacă nu mă înșel, 3 tone, la Baia de Fier, 2 tone, restul câte o tonă, 500 de litri, deci nu sunt cantități foarte mari. Acea mare cantitate o primesc cei de la Serviciul de Gospodărire a Apelor, 15 tone, care v-am spus, le este necesară pentru utilajele. Nici dumneavoastră nu au foarte multe utilaje, dar ținând cont de situație, eu am convocat o ședință cu domnul director regional, domnul Tălău, director de la ABA, regiunea Olteniei, și dumnealui a solicitat la Hunedoara, la Alba, și au suplimentat aceste utilaje. Chiar înainte de a intra în emisiune, m-a sunat domnul Teodor Popescu, directorul Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj, și îmi spunea că se află pe drum încă un buldozer și un excavator de la Mureș. Vin în sprijinul județului Gorj, pentru că acolo nu au fost probleme, și atunci colegii dumnealor ne-au venit în sprijinul nostru să ne ajute să remediem aceste probleme. Pentru că tot vorbeați despre SGA, spuneți-mi, vă rog, în ce stadiu sunt lucrările în momentul de față? Se mai lucrează? Se lucrează și din informațiile care le am eu, v-am spus, sunt în permanență și pe teren și în telefon cu cei implicați acolo în zonele respective. Mai este aproximativ, se va mai lucra aproximativ 2 săptămâni pentru remedierea, dar nu este o lucrare definitivă. Eu în această ședință care am avut-o, v-am spus cu domnul director Tălău, le-am spus că împreună cu specialiștii și-au și trimis niște specialiști atât din Gorj cât și din Craiova ca să vină să-i ajute pe cei din Gorj, pentru că, v-am spus, e și Polovragiu și Crazna și atunci acești angajați ai SEGA se află în teritoriu, pentru că peste tot unde au loc lucrări sunt sub supravegherea unui specialist de la Serviciul Gospodării Apelor ca să le spună să intervină, să nu facă probleme, pentru că nu pot să intervină albia râului așa de capul tău. Trebuie să fie un specialist să spună cât poți să intervii și până unde poți să intervii. Și atunci le-am spus să facă evaluare. În prima fază, noi acum remediem și facem aceste diguri provizorii, urmând să ne facă o evaluare, să vedem care ar fi costurile și să solicităm la guvern sumele necesare pentru a face un dig, la fel cum a fost și cel care s-a rupt, care este de 40 de ani, din câte îmi spuneau cei de la Serviciul de Gospodărire a Apelor, să încercăm să facem unul definitiv. Acum ce facem, această lucrare care se face este una provizorie, dar cei care lucrează acolo mi-au garantat că și dacă ar mai avea loc încă 2 astfel de viituri, ar face față situației, dar este bine să facem una permanentă, să nu mai avem nicio grijă că au trecut în an și încet încet se erodează malul digului. Când vom avea un răspuns concret pentru realizarea acestui dig, mai exact, cât va dura? O lună, două, până când? Păi nu, realizarea lui o să dureze foarte mult. Noi acum mai avem vreo 2-3 săptămâni să realizăm diguirea parțială, deci să fie ceva provizorie. După care realizarea lui e vorba de vreo 4,5 km, din câte știu eu, de dig, ceea ce înseamnă foarte mult timp și probabil și foarte mulți bani. În funcție și de rectificarea bugetară care va avea loc, să vedem ce bani vor putea fi alocați către Apele Române pentru realizarea acestui dig și nu numai la acest râu Gilor, pentru că v-am spus, în Polovragi, de exemplu, în zona Rudărie, unde sunt foarte multe familii, sunt aproximativ 500 de persoane, eu personal am fost până la ultima casă, și acolo situația este destul de dificilă, dar acolo am chemat colegii noștri, colegii celor de la Serviciul de Gospodărire a Apelor de la Vâlcea, pentru că acel râu este administrat de Serviciul de Gospodărire a Apelor Vâlcea și dumnealor au venit să facă o evaluare respectivă, iar Prefectura Vâlcea va face demersurile necesare pentru obținerea acelor fonduri, refacerea pârâului Tăraia, digului de pe pârâul Tăraia. La fel și la Crazna și toate trebuie. Știți foarte bine, am mai avut astfel de inundații, nu la acest nivel, la Telești, la Cornești Noi, la Bălești,
unde acolo, după ce au trecut aceste inundații, am văzut care sunt vulnerabilitățile și cu ajutorul celor de la Complexul Energetic Oltenia, vreau să vă spun că s-au refăcut toate canalele și pot să spun că o zona Teleșii și Cornești nu este o zonă sigură în momentul de față, pentru că s-a decolmatat în totalitate acele canale de irigații care erau înainte și erau în spatele caselor oamenilor și tot timpul se inundau acele case. La fel vom continua lucrările cu sprijinul celor de la Complexul Energetic Oltenia și la Bolboș, în comuna Bolboș, deși acolo a fost o problemă la inundațiile trecute și trebuie să nu mai avem astfel de probleme, în comuna Cătunele și peste tot unde se va cere sprijinul, am găsit înțelegerea tot timpul și la Complexul Energetic Oltenia și la mulți oameni cu suflet din Gorj, că și în această perioadă vreau să vă spun că ne-au ajutat foarte multe societăți, ne-au ajutat inclusiv oameni care au două, trei mașini ale lor personale și nu au o firmă, au venit în sprijinul nostru și ne-au ajutat atunci când a fost greu și țin să le mulțumesc pe această cale tuturor cei care s-au implicat, inclusiv la munca cu lopata. Am avut oameni care au venit în ajutorul pompierilor, jandarmilor, salvamontiștilor. Vreau să spun că la Polovragi, din ce spunea domnul primar și probabil că în fiecare localitate, pe lângă ajutoarele care le-am primit, acele conserve, acea apă, toți cei care lucrează, că sunt de la Romgaz, am primit, de la Petrom am primit ajutor, de la Complexul Energetic Oltenia, sunt oameni care sunt veniți în alte localități și care dorm acolo în localitățile respective, care mănâncă, iar vecinii le gătesc în fiecare zi. Astăzi un vecin, mâine un vecin, le gătesc pentru a le oferi o masă caldă acelor oameni care au venit în sprijinul dumnealor. Au fost și oameni care au refuzat să iasă din locuință. Povestea mai devreme, înainte de emisiune, că efectiv nu au înțeles că trebuie să plece din calea apelor. Așa este. Atunci când am primit informația că va fi cod roșu pe râul Gilor, fiind acolo la fața locului, împreună cu inspectorul șef de la ISU Gorj, cu inspectorul șef de la jandarmi, am luat decizia ca președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgențe de a instaura starea de alertă. Ce înseamnă acest lucru? Eu, ca și președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgențe, atunci când este vorba doar de o localitate, această stare de alertă poate fi constituită de către mine. Dacă e vorba de mai multe localități, atunci trebuie să cer aprobarea de la București. Văzând situația și văzând cum apele cresc și cum malul digului cădea într-una, am decis să luăm această soluție pentru că la toate cursurile pe unde am fost și tot timpul la videoconferințele care le avem cu domnul secretar de stat Raed Arafat, cu domnul viceprim-ministru Dragnea, cu domnul viceprim-ministru Oprea, cu domnul prim-ministru Ponta, tot timpul ni se spune că atunci în situațiile de urgență, atunci când avem coduri, portocalii roșii, fie iarnă, fie vară și sunt aceste ploi, prioritar pentru noi să fie salvarea vieților omenești. Și atunci am considerat că acele 75 de familii este foarte important să le îndepărtăm din fața pericolului și să nu avem probleme. Am luat această decizie, eu zic că am făcut foarte bine, oamenii n-au înțeles în momentul de față pentru că apa aducea și foarte multe lemne, mulți dintre lor doreau ca, chiar dacă ploua și erau acele ploi, să-și mai aducă acele lemne în casă, dar împreună cu jandarmii, cu poliția, a fost nevoie la un moment dat și de mascați. I-am convins să plece pentru că unii erau mai recalcitranți, dar au înțeles, iar după ce au trecut aceste ploi și când au văzut ce au lăsat în urma lor, mulți dintre ei ne-au mulțumit că au luat această decizie și sunt convins că dacă s-au mai întâmplat, dar sper să nu se mai întâmple și cei care au privit la televizor și au văzut cum a fost în acea perioadă, nu se vor gândi de mult și vor lua decizia imediată de a părăsi localitatea atunci când apar astfel de pericole. Da, au fost momente de disperare, s-a văzut și la televizor, oamenii nu știau efectiv ce să mai facă pentru a se apăra, pentru a scăpa de acest moment, momente care efectiv s-au simțit și după trecerea pericolului. Vă reamintiți, ieri o femeie din Novaci a amenințat că își dă foc pentru că efectiv spunea că nu este ajutată de autorități. Astăzi însă a primit un modul și o să-i rog pe colegii mei să difuzăm materialul, după care revenim și discutăm. Vă rog.
Irina Mailat, femeia de 43 de ani, care a protestat ieri în fața primăriei orașului Novaci, amenințând că își dă foc, a primit în cele din urmă modulul promis de prefectul de Gorj, Alin Văcaru. Acesta a sosit aseară, a fost amplasat aproape de locul unde femeia avea locuința, locuință luată de precipitațiile abundente de săptămâna trecută. Femeia spune că este mulțumită, în principiu a primit și un televizor, o masă, câteva haine, o saltea, dar și un covor. Însă nu sunt suficient. Iar mai trebuie și un aragaz pe care să gătească pentru fetița ei, dar și parchet. Ce ați primit acolo? Hainele și am primit, nu știu cine sunt, oamenii cu suflet mare care mi-a dus hainele și cu, probabil că e uscător sau ușus hainele, și cu covorul. Îi mulțumesc foarte frumos că a avut bunăvoință să mă ajută și domnului prefect, care m-a ajutat să mi-aducă și mie o persoană care mi-a dus televizorul, masa, cu vasele, cu dulăpiorul pentru ghivetă. Primarul din Novaci, Dumitru Leuștean, spune că femeia are în acest moment o locuință provizorie, până când va primi un teren pe care să poată să își construiască o casă. Seara a ajuns acel modul, l-am instalat deja acolo, oamenii ăștia lucrează să-i monteze instalația electrică, toată de puțină reparație a modului care este, o să-i punem, o schimbăm dușumeaua. Din ce am primit aici o să acordăm și mobilierul corespunzător pentru acolo. Am înțeles că o să primească și un aragaz și o butelie și în felul acesta sper să avem problema rezolvată și pentru noi și pentru dumneai. Irina Mailat este mulțumită că prefectul și-a îndeplinit promisiunea. Da, s-a ținut de promisiune și îi mulțumesc frumos că s-a ținut de promisiune și sper că o să mă ajută în continuare, că mai trebuie pusă o țâră, niște blăni să fie pusă, că e îngăurită și nu se poate sta. A venit dânsul astăzi, am discutat cu dânsul și mi-a dat 50 de lei să iau și eu o ciorbă să-i dau la fata mea să mănânce. Acolo este pusă, a făcut cu bulduzerul, a tins acolo locul și mi-a pus acolo. Deci sunt foarte mulțumită pentru că s-a ținut de promisiune. Am fost foarte disperată pentru că am stat o săptămână și ceva la școală. Prefectul spune că acum speră să rezolve și problemele celorlalți sinistrați din zonă. I-am adus acel modul, chiar astăzi am stat de vorbă cu dumneai. Pe lângă acest modul, un gorjean cu suflet i-a mai donat și un televizor, un frigider, o canapea. Urmează ca zilele acestea să vină să-i pună și parchetul în acea locuință. Am stat de vorbă cu femeia, este mulțumită. Ne-am mulțumit atât mie cât și domnului prim-ministru pentru că se pare că acel cetățean care a adus aceste donații a fost contactat de domnul prim-ministru Victor Ponta. Rămâne acum să vedem și celelalte familii care sunt la fel de importante pentru noi. Mai sunt încă patru aici în Polovraj, în Novaci, în Pocioaliștea și mai sunt vreo trei familii în localitatea Polovraj, care la fel stau în modulă și să vedem, să le asigurăm strictul necesar pentru a avea o viață liniștită în perioada asta până când găsim o soluție permanentă. Da, iată momente de disperare, așa cum spuneam înainte de acest material. Ați vorbit cu femeia respectivă, ce v-a spus, ce v-a mărturisit? Am vorbit astăzi, chiar astăzi am și văzut reportajul, eu am fost înainte de a fi dumneavoastră la ea. Am discutat, a fost foarte fericită pentru că are și ea o locuință, are un acoperiș sub cap, cum spuneam eu. Sigur, nu, asta nu este o soluție permanentă, e o soluție provizorie, nu o să stea toată viața în acest modul. Trebuie să găsim o soluție, am luat cu domnul primar Leuștean, dumnealui spunea că să vadă din rezerva primăriei, într-o ședință de consiliu, să vadă ce pământ au, să-i aloce o bucată de pământ pentru a-și construi o casă. Acel modul nu este în condiții foarte bune. O să mai urmeze. Vă spun, am primit foarte multe, foarte multe telefoane. Numai astăzi m-au sunat colegi din țară, prefecți, care vor să ne ajute. Cei de la Lafarge, care la fel vor să ne ajute. Dar, încă o dată le-am spus că nu este... Acum trebuie să facem acea centralizare de care vă spuneam, că în cadrul prefecturii am constituit o comisie mixtă, urmată din un reprezentant al prefecturii, un reprezentant al Consiliului Județean Gorj, un reprezentant al ISU și un reprezentant de la Inspecția în Construcții. Să facem acea centralizare, să vedem câte case au fost afectate. Nu este numai doamna, sunt mai mulți. Doamna, număr așa estimativ? În Novaci, de exemplu? În Novaci, mai grave, sunt încă patru locuințe, unde le-am garantat, atât eu cât și președintele Consiliului Județean, domnul Ion Călinoiu,
chiar și domnul prim-ministru și domnul viceprim-ministru Dragnea, când au fost prezenți la Gorj, le-am spus că vor avea casele exact cum au fost înainte de aceste inundații. Deci ne vom ține de cuvânt. Dar la acele case, pentru că a stat vreo 2-3 zile apa în casă, nu se poate monta acum parchetul, de exemplu. Vreau să spun că la Polovraș deja a venit primarul de la Turburea, de o sumă de vreo 50 de milioane, din câte știu eu, aprobată în Consiliul Județean, a venit cherestea pentru a împărți la oameni să-și rezolve problemele. La Farjul, la fel, vreo 500 sau 600 de saci, din câte știu, de ciment. La fel, în urma centralizării vom vedea cât saci să dăm la un cetățean, cât saci la alt cetățean, pentru a-și reface locuințele. Cei de la Complexul Energetic Oltenia, domnul Ciurel, a spus că ne va pune la dispoziție meseriași care să ducă să le și repare aceste case. Deci să îi ajutăm pe oameni, să venim în sprijinul lor să-i ajutăm. După care, evaluarea va continua. În prima fază au fost aceste case, pentru că astea sunt prioritare. După care, vedem ce fiecare ce a avut în grădini. Mi-aduc aminte că eram cu domnul Dragnea la Polovraș și o bătrână a venit plângând că i s-a dus toată munca de o viață. La fel trebuie să vedem cu specialiștii de la Direcția Agricolă, vedem câte hectare de pământ a avut femeia respectivă, ce cultiva pe acel teren, facem calcule ce producție putea să iasă din acea suprafață și încercăm să le ajutăm. La început o să vedem ce primim ajutare, după care de la guvern vor veni aceste ajutoare pentru oameni. Deci la toți le-am garantat și acum, dacă ne urmăresc, le garantez că toți vor primi tot ce au pierdut în urma acestor inundații. Am înțeles. În această perioadă se fac și anchete sociale la familiile care au avut de suferit în urma inundațiilor. Luăm o scurtă pauză și revenim. Da, am revenit în direct. Domnule prefect, spuneți-mi, vă rog, care au fost cauzele inundațiilor până la urmă? Pentru că în presă au apărut tot felul de informații că din cauza defrișărilor s-a făcut un control acolo la Novaci. Ați trimis corpul de control? Nu am trimis eu corpul de control, știți foarte bine. Săptămâna trecută spuneam că o să trimit corpul de control, dar a venit cineva de la minister, din câte știu chiar ieri sau chiar astăzi, dacă nu mă înșel, au terminat acest control. Se pare că nu aceasta a fost cauza. Știți foarte bine și tot s-a anunțat la televizor în acea perioadă, au căzut ploi foarte multe. Au fost cantități de 188 de litri pe metru pătrat. Vreau să spun că la Novaci, într-un timp foarte scurt, au fost 388 de litri. Astăzi am avut audiență la Baia de Fier și vorbeam cu domnul primar, că a venit un cioban de la munte, care spunea domnului primar: domnul primar, n-am văzut în viața mea așa ceva, parcă nu ploua, parcă arunca cineva cu găleata apa, atât de tare ploua. Deci nu a fost vorba din cauza defrișărilor. A plouat foarte mult și au venit acele viituri. Acum că sunt convins că o să mai taie 2, 3, 7 lemne, nu cred că s-a întâmplat pe Valea Gilortului. Că s-a întâmplat în alte părți, ăsta le vom verifica. Și credeți-mă că mă țin de cuvânt atunci când am spus că o să trimit corpul de control, la fel cum am făcut și cu operatorii de fier vechi, când a apărut acel incident. Dar ăsta le fac tot timpul. Acum le-am făcut și publice ca să vadă și oamenii să știe ce așteaptă, să încerce să nu mai încalce legea. Când s-a furat fierul vechi de la Complexul Energetic Oltenia, unde acei doi oameni care au de serviciu au fost bătuți de către hoți. La fel, am format o comisie mixtă din poliție, jandarmi, garda de mediu, garda financiară, finanțele, și merg în control să verifice acești operatori de fier vechi, pentru că, vă spun, la mine unde stau eu, mi-a dispărut de 3 ori capacul de la canalizare. Și atunci, dacă această comisie va ajunge acolo și va găsi un astfel de canal sau de capac sau o poartă a unui om, acel operator trebuie să aibă date cine i-a dus acea poartă și să-l întrebăm de unde le are, ca să încercăm să evităm aceste furturi, să nu se mai fure. La fel voi face și acum. Dacă Ministerul Mediului a trimis un control pe Valea Gilortului și am înțeles, din câte știu eu la domnul director, că nu au fost probleme, voi trimite în toate celelalte părți, și la Peștișan, și la Tismana, la Padeș, peste tot voi trimite, dar nu voi trimite doar corpul de control, pentru că ai mei nu sunt specialiști în tăieri. Nu sunt specialiști să știe dacă s-a respectat planul de amenajament, dacă s-au tăiat așa cum trebuie. Și atunci vom face la fel o comisie mixtă formată din cineva la Direcția Silvică, un specialist la Direcția Silvică, cineva de la ISU, de la Consiliul Județean, de la Prefectură, unde vor merge. Dar nu vom anunța, vom merge inopinant, să încercăm să verificăm și în urmă cu 2 ani, cu 3 ani, cum s-au făcut acele tăieri. Dar încă o dată vă spun, deci nu cred că acesta a fost, și cel puțin până la ora aceasta,
Nu cred că aceasta a fost cauza inundațiilor, și inundațiile au apărut în urma ploilor foarte multe, a cantităților foarte multe, a venit apa de pe versanți și au crescut nivelul apei. Să înțeleg că dacă nu au fost probleme, înseamnă că defrișările au fost făcute în mod legal. Dacă nu au fost, n-am înțeles. Dacă nu au fost... Dacă nu au fost probleme, așa cum spuneați mai devreme, da. Că nu s-au descoperit probleme. Înseamnă că au fost tăiați copacii în urma, conform legii, adică nimeni nu a tăiat. Știți cum este în pădure? Lemnele nu sunt numărate. Acum că se mai taie, dar nu chiar așa cum se vorbea, că se fură cu mașinile, cu tirurile și că nimeni nu le vede. Eu nu cred așa ceva. Eu sunt convins că și acele mașini... Dacă mergeți, că toată lumea, de unde merg prin țară și când merg la București la întâlniri, toată lumea spune, doamne, că am Gorj, n-am văzut niciunul atâtea mașini de poliție pe stradă. Eu nu cred că acei agenți de poliție nu opresc aceste mașini și nu le verifică. Am înțeles. Acum vă explicați faptul că aproape 20.000 de metri cub de lemn vor fi tăiați în Gorj. Tocmai în Novaci și Polovragi a apărut o informație pe Ecopolitiv.ro. Nu știu, probabil că specialiștii de la Direcția Silvică așa consideră dumnealor că trebuie tăiați acei copaci. Nu mă pricep, dacă m-aș fi ceva spune. Probabil că dumnealor consideră că aceia sunt îmbătrâniți și trebuie tăiați și trebuie reîmpăduriți. Pentru că și la... l-am impres când eram. La fel, pe unde complexul energetic Oltenia veneam cu excavatoarele la acea zonă și scoteau cărbune, după care noi veneam și puneam acei copaci. Știți foarte bine că am avut nevoie atunci, în momentul respectiv, am angajat foarte mulți oameni la punerea puieților acelea de salcâm. Deci mă gândesc că sunt niște planuri foarte bine stabilite de către specialiști și este nevoie de tăierea acestor copaci. Nu mă pricep. Dacă m-aș pricepe, v-aș spune dacă e bine că se taie sau nu este bine că se taie. Mă gândesc că sunt foarte bătrâni și trebuie tăiați. Am înțeles. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre fonduri. Câți bani au venit de la guvern pentru aceste probleme care au apărut inevitabil în Gorj? Păi, până acum, primii bani care au venit sunt acele 12 milioane de lei, 120 de miliarde de bani vechi. Acei bani care, la fel, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgențe, au fost împărțiți. În principal, au fost împărțiți la Consiliul Județean, pentru că aparține acel pod de la Albeni, ce face legătura între Albeni și Cărbunești, este pe un drum județean și normal că trebuie făcut de către Consiliul Județean. La fel, sunt mai multe drumuri județene care... circulația este mai... circulă mai multe mașini și la fel drumul Consiliului Județean trebuie să realizeze acea procedură de licitație și inclusiv să-l facă. Și restul de bani, deci vreo 90 de miliarde au venit pentru acel pod de la Albeni, din câte mai țin eu minte, vreo 5 miliarde 500 la Novaci, refacerea drumurilor comunale și drumurilor forestiere ce sunt pe Valea Gilortului. La Baia de Fier, 3 miliarde 500, vorbim bani vechi, pentru refacerea unui pod și mai multor podețe, la Polovraj vreo 2 miliarde pentru refacerea drumurilor comunale, la fel și la Crasna 1,5 miliarde, la Aninoasa, la Godinești, de s-au împărțit și aici au fost mai multe discuții, multă lume supărată, că am dat la unii, că am dat la alții. Da, PDL-ul, de exemplu, a contestat. Acești bani au fost dați doar pentru aceste inundații. Asta este adevărat, că sunt foarte multe cerințe la ultimele inundații. Foarte mulți mari ne-au cerut să-i ajutăm. Dar acești bani, 120 de miliarde, au fost dați doar pentru inundațiile acestea. Iar tot ce s-a primit la ISU, deci primarii, de tot timpul, poate dumneavoastră au considerat că domnule ne învață pe noi acest prefect ce să facem, cum să facem. Nu, i-am învățat pentru că sunt niște proceduri. Eu nu pot să cer niște bani la guvern dacă nu se respectă anumite proceduri. Adică comitetele locale pe situații de urgență. De-aia eram supărat de foarte multe ori când eu aflu informațiile din presă. În loc să eu să fiu primul care află sau ISU, Gorj să fie primii care află despre acele probleme și după aceea să afle presa. Noi de foarte multe ori colegii de dumneavoastră ne sunau că avem inundații la Dănești, că avem inundații la Telești. Și nu este normal să fie așa. Nu există comitetele locale pentru situații de urgență din comunele respective, atunci când apare o problemă, dumneavoastră trebuie să se întâlnească. Din aceste comitete fac parte primarul, viceprimarul, secretarul, polițistul, directorul de școală din localitatea respectivă, să meargă la fața locului, să facă o notă de constatare, să o semneze toată lumea, după care acea notă de constatare și o adresă de înaintare trebuie trimisă către prefectură, către ISU Gorj.
Noi, după ce am primit această notă de constatare, pentru a verifica cele semnalate de Comitetul Local pentru Situații de Urgențe, trimitem și noi o comisie formată prin ordinul prefectului, care să verifice dacă dumnealor ce au scris acolo este adevărat și verifică. Și abia după ce am făcut aceste verificări, trimitem solicitarea mai departe la Ministerul de Resort pentru obținerea fondurilor. Că s-au trezit alții mai târziu să ne ceară acele sume, a fost foarte târziu, dar nu-i vom lăsa. Și acele persoane vor fi ajutate. Și veți vedea că mă țin de cuvânt. Aveți ceva exemple? Plece. Nu vreau să dau exemple. Nu, știu dumneavoastră mai bine și probabil că știu cei care au făcut gălăgie, că acelea sunt persoanele care... O să vadă că îi ajutăm și pe dumneavoastră. O să terminăm la Crazna, o să mutăm acele utilaje la Săcelu. O să termin la Polovragi, încercăm să ajutăm și pe Baia. O să mutăm și la Bengești-Ocadia. Peste tot nu o să fie nimeni și la Crușes, la domnul primar care spunea că astăzi ne-a solicitat o cantitate de motorină și n-am putut să o alocăm pentru că nu are utilaje proprii. Dar nu vom lăsa acum, dacă noi nu are utilaje, nu o să lăsăm să rămână oamenii ăia să aibă de suferit. Nu! O să le trimitem și o să le ajutăm. Și eu sunt convins că dacă îl sunați mâine, o să vedeți că inclusiv astăzi a primit ajutorul domnul primar de la noi, de la Comitetul Județean Situații de Urgență, că nu i-a dat eu prefectul. Toată lumea implicată, toți cei care facem parte din acest Comitet Județean de Situații de Urgență, o să-l ajutăm. Spuneți că cea mai mare sumă a fost alocată primăriei Albeni în valoare de 9 milioane de lei. Va fi suficientă pentru reabilitare? Nu e primăriei, că aici au fost discuțiile unde consiliera mea, Corina Belteu, cei care vor beneficia de această sumă vor fi locuitorii comunei Albeni și Cărbunești. Banii au venit la Consiliul Județean. Da, au venit la Consiliul Județean, dar nu-i ține Consiliul Județean. Se va face drumul de la Albeni. Și normal, fiind beneficiar Albeni, că acolo au fost discuțiile că confundă că banii s-au dus la Consiliul Județean și nu la Albeni. Da, s-au dus la Consiliul Județean, dar cei care beneficiază va fi primăria Albeni, primăria Cărbunești și locuitorii, nu primăria, locuitorii acestor comune care traversează acel pod. Cei mai mulți bani s-au dus, ca să vorbim așa pe lege și stii, cum le place unilor domni care au comentat aceste lucruri, s-au dus la Consiliul Județean. Consiliul Județean va reface acel pod din localitatea Albeni, să vorbim pe aceeași limbă. Știți când vor începe lucrările? Eu cred că de săptămâna viitoare probabil va avea loc procedura de licitații. Sper să fie intrat banii, nu știu dacă au și intrat banii, că au fost săptămâna trecută, a avut loc o treabă de guvern și probabil că săptămâna asta au intrat banii și mă gândesc că de săptămâna viitoare deja o să aibă loc procedura de licitație, fiind o situație de urgență, probabil că nu va dura atât de mult, vor fi 2, 3, 4, 5 firme mai importante care au fi chemate și acolo se va face o negociere și vor începe lucrările. Eu, din câte am vorbit cu domnul președinte Ion Călinoiu, dumnealui îmi garanta că în 3 luni de zile podul acela va fi funcțional. Am înțeles. Vorbeam la începutul emisiunii că se fac anchete sociale la sinistrați. O să rog pe colegii mei să difuzeze materialul, după care revenim în direct. În urma verificărilor s-a decis ca persoanele care au fost afectate grav de inundații să primească sprijin financiar. Numărul familiilor ar putea crește, având în vedere că anchetele nu s-au finalizat. Astăzi, mai multe echipe ale instituției s-au deplasat la Novaci pentru a vedea care este situația după viitură. S-au făcut anchete sociale la sinistrați? Da, pentru a veni în sprijinul familiilor afectate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie. În data de 1 august, instituția noastră a efectuat un număr de 9 anchete sociale la persoanele ale căror locuințe au fost distruse integral sau parțial, urmând să propunem acordarea de ajutoare de urgență pentru a veni în sprijinul acestora, în vederea depășirii situațiilor de necesitate socio-materială și de locuit în care se află în prezent. Ajutoarele constau în bani. Persoanele care au avut de suferit din cauza furiei naturii vor primi sume de bani cuprinse între 300 și 3500 de lei. În primul rând, actul constatator este procesul verbal de constatare a calamităților și în baza, deci condiția este locuința. Dacă a fost distrusă în totalitate sau parțial, în funcție de posibilitățile familiei de a trece peste această situație, de situația materială, de gradul de distrugere, noi venim cu niște ajutoare care vin în sprijinul depășirii situației de necesitate în care se află. Cu banii care vor fi alocați în vederea sprijinirii gorjenilor care au avut de suferit, vor putea fi cumpărate alimente, medicamente și alte obiecte necesare. Am revenit în direct. Spuneți-mi, vă rog, câte persoane au avut de suferit în urma viturii?
de suferit, ca să luăm așa cel mai rău avut de suferit, cele patru familii. Trei sunt la Polovragi, care deja am dus trei module și locuiesc în module, iar una la Novaci, care ieri a primit modulul și astăzi probabil că locuiește în el. Cei de la CEZ ne-au garantat că în jurul zilei de astăzi le vor și alimenta la energie electrică, ca aceste persoane să aibă strictul necesar. Rest, au mai fost foarte multe persoane, au fost în Polovragi, în zona Rudărie, unde râul Tăraia chiar a făcut ravagii pe acolo, vreau să spun că la un moment dat erau vreo 200 de persoane unde nu mai puteai ajunge la ele decât pe picioare. Mașinile n-aveai cum, nici măcar cu căruța, deci salvarea nu se punea problema. Acolo, dacă știți zona respectivă, sunt case lângă case, toate sunt la 2-3 metri de albia râului. Niciuna nu cred că are autorizație de construcție, din câte mi-a spus și domnul primar. Acolo, în Rudărie, în zona aceea, oamenii au făcut casă după casă și au avut de suferit, dar s-a intervenit, se intervine în continuu. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu liderul lor, Nelu Pavel. A venit cineva, o persoană de la un habitat, care vor să-i ajute, vor ca primăria să identifice un teren în zona respectivă, iar dumnealor să vină să construiască case pentru oameni, de a-i lua de acolo. Vă spun, acolo sunt vreo 30 de familii, cred, care să ajungă la locuințele lor, merg pe cursul râului. Cela este drumul lor de acces la case. Deci, n-am înțeles niciodată de ce și-au avut case acolo, nu i-am înțeles. Că-i paște pericolul. Că-i paște pericolul ăsta. Mai sunt cele patru familii de la Novaci, unde știți foarte bine de toate televiziunile și-au instalat antenele în zilele respective, unde râul Gilort a ieșit și a inundat cele patru case, inclus și plus sediu Serviciului de Gospodărie a Apelor, unde două zile au stat casele acelea sub ape. Am mai lucrat încă o săptămână să scoatem acel mâl din casă și mâlul ca să ajungem la casele dumnealor. Și mai sunt câteva, vreo 7-8 gospodării unde au intervenit pompierii. Am avut în sprijinul nostru și un detașament de pompieri de 20 de ofițeri de la Alba, care au intervenit la fel pentru a scoate mâlul din casele oamenilor. Vreau să spun că în această perioadă toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, plus Salvamontul, SEGA, IDP-ul, drumurile naționale, toată lumea a lucrat în echipă, s-a lucrat cu responsabilitate și de aceea pot să spun că am făcut față, nu bine, foarte bine acestei situații. În primul rând că n-am avut vieți omenești pierdute, n-au fost nici măcar animale pierdute, și încetul cu încetul eu sunt convins că toată lumea va fi mulțumită că vor avea casele la fel cum au fost înainte de inundații. Ce sumă a promis premierul Victor Ponta că va ajunge la Târgu Jiu și spuneți-mi, rog, dacă a ajuns? Suma, de vorbeam de aceea, de 120 de miliarde, acea sumă care a fost împărțită la mai multe primării. Acum vor ajunge acele tone de motorină, 40 și ceva de tone de motorină. Și v-am spus, în această perioadă am primit foarte multe oferte, foarte mulți oameni ne-au sunat să ne ofere materiale de construcții, să ne ofere produse. După ce vom vedea ce nu s-a acoperit în aceste ajutoare, vom cere sprijin guvernului, pentru că le-am promis, atât noi cât și domnul prim-ministru, că toți vor primi tot ce au pierdut în urma inundațiilor. Primarii au bani în cont? Eu așa cred că le-au venit banii, nu știu, dar oricum și dacă nu le-au venit, eu zic să se pot apuca de făcut proceduri de licitație, pentru că acei bani cu siguranță îi vor primi. Deci toate acele sume de care vă vorbeam și povesteam înainte de pauză, acei bani vor intra în conturile primăriei. Deci nu trebuie să aștepte să intre banii în conturi. Se pot apuca, se puteau apuca chiar de luni, pentru că vineri a fost ședința de guvern și a fost adoptată acea hotărâre unde Gorj a primit 120 de miliarde și împărțeala a fost pe care dumneavoastră ați relatat-o în ultimele zile în presă. Am înțeles. Sinistrații vor primi și materiale de construcții? Da, vor primi. Astăzi la Polovrage a ajuns cheresteaua. Va ajunge cimentul. Asta lavabilă. Și mai sunt foarte mulți, vă spun, și în Polovragi și mă bucur că am văzut acest lucru.
foarte mulți oameni aveau casele asigurate. Știți că este acea asigurare obligatorie? Foarte mulți oameni au avut casele asigurate și dumneavoastră vor primi un sprijin și de la asigurări. Mai mult vedeam materialul pe care l-ați difuzat. Cele mai afectate și, bineînțeles, dintre cele mai afectate sunt aceste patru familii care nu mai au o casă și locuiesc în acele module, cei de la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale, doamna director Roșianu, am și văzut la televizor, au făcut și dumneavoastră niște anchete sociale și în funcție de au o sumă alocată pe fiecare județ, în funcție de suma respectivă se vor acorda ajutoare cuprinse între 300 și 3500 de lei, în funcție și de gravitate, adică cât de mare era casa, ce teren mai avea, dumneavoastră vor primi și aceste sume. Deci, din acest punct de vedere, eu sunt convins și vă garantez că dumneavoastră nu vor fi nemulțumiți. Singura nemulțumire este aceea că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, au trecut prin acea sperietură, știți foarte bine cum au intervenit salvamontiștii de au salvat acea femeie cu copil, de era în podul casei, știți foarte bine că au fost felicitați atât de mine cât și de domnul prim-ministru și de, probabil de toată țara pentru munca lor depusă, au dat dovadă că sunt profesioniști și când mai aveam ședințe de consiliu, când eram consilier și se discutau de ce se dau atât de mulți bani la salvamont, iată de ce s-au dat atât de mulți bani, pentru că acești oameni sunt profesioniști și au putut să salveze vieți. La fel cele două persoane de la Benge și Ciocadia, unde au intervenit salvamontiștii. Vorbează despre sinistrații din Goș că vor fi despăgubiți de două firme de asigurare. Despre cât sinistrați vorbim până la urmă? Nu știu, n-am centralizat exact, dar chiar astăzi am fost în Pocioval-iștea. Am fost în Pocioval-iștea la o casă al domnului Ungureanu, o familie de oameni care aveau o gospodărie foarte frumoasă, chiar mi-au arătat poze înainte de aceste inundații. Dumnealor nu a afectat casa neapărat, e un bece acolo care ne-a spus că nu. L-am întrebat dacă are nevoie de material de construcție, mi-a spus că a venit și domnul primar Leuștean și l-a întrebat, dar nu este nevoie, pentru că firma de asigurări a venit, a pozat și o să vină să-l ajute. Că am găsit oameni care mi-a plăcut foarte mult de ei și inclusiv acea femeie unde chiar eu am făcut evaluare acolo și am întrebat-o ce a dispărut din casă, ce avea și mi-a spus un aragaz, o butelie, un frigider, o mașină de spălat. Era un vecin care zicea și televizorul, iar dumneai a dat dovadă că nu este o femeie care vrea să profite de pe urma acestor inundații. Nu, televizorul merge, deci nu e nevoie de televizor. La fel și acest om. Nu am nevoie de niciun material de construcții, pentru că mie mi-asigură, cei de la firma de asigurare mi-asigură aceste materiale. Dumnealui era supărat pentru că aveau o curte superbă, cu fel și fel de copaci, de flori, heleșteu de pește. Foarte... Asta era supărarea mare a dumnealui, că o să dureze foarte mult timp până o s-o refacă. Și totodată mă ruga să căutăm vinovații. De ce s-a ajuns ca acea apă să curgă prin curțile dumnealui și nu s-a intervenit cum trebuie. O să facem și aceste cercetări, dar nu o să le fac eu ca prefect sau oamenii mei din prefectură. Toți specialiștii trebuie să vadă de ce sau ce se putea face ca acele case să fie inundate, pentru că atunci când domnul prim-ministru a văzut că de 2-3 zile tot stă apa în casele oamenilor și nu se face nimic, chiar nu se putea face nimic, s-au găsit soluții pentru că acea apă să retragă. Și să vedem de ce nu s-a făcut, nu s-a vrut, nu s-a putut, ce trebuia, dar toate acestea se vor face. Apropo de premierul Victor Ponta, înțeleg că a cerut un raport. S-a finalizat? După viitura de la Gorj? Eu zic că mâine va fi gata cu absolut totul și îl voi trimite atât dumneavoastră cât și domnului viceprim-ministru Oprea, domnului viceprim-ministru Dragnea. Voi trimite raportul centralizat cu fiecare localitate în parte, mai ales cele Polovraj-Novaci, Crazna, Bengești, unde au fost Baia de Fier, unde au avut loc cele mai multe, unde au făcut ravagii mai multe aceste inundații. După care, v-am spus, vom încerca pe fiecare, drumuri comunale, drumuri sătești, să facem o evaluare pentru noi și să încercăm să vedem ce putem rezolva. Și sigur le vom putea rezolva pe plan local, nu va fi nevoie de sprijin de la guvern, pentru că toată lumea a înțeles că trebuie să punem o mână de ajutor. Vă spuneam, și primarii au înțeles, domnul primar de la Sadu a intervenit să ajute pe cei la Umesadu. Că și la Umesadu a fost o problemă cu viitura aceea. Le-au încurcat dumnealor, nu mai se alimenta, le-a rupt o alimentare cu apa. Au intervenit cu utilajele proprii. La fel și la direcția silvică. Aveam în Mușetești drumurile forestiere care erau impracticabile. Erau niște oameni care aveau stupi acolo și nu puteam ajunge la ei. Au intervenit dumnealor cu utilajele lor.
Deci eu sunt convins că vom face față situației pe plan local și nu va fi nevoie să cerem ajutor de la guvern. Am înțeles, deci mâine avem raportul cu tot ce trebuie, cu toate informațiile. Da, o să fie centralizarea și probabil că mâine o să vă spunem și ce am primit din țară, pentru că am primit foarte multe oferte din țară, foarte mulți oameni ne-au acordat sprijinul și să vedeți ce produse o să primim. Am înțeles, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și pentru aceste precizări. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, punem punct aceste ediții. O seară bună, vă doresc numai bine!